Am fost un mare idiot că am crezut în cripto. deși tehnologia blockchain pare promițătoare și s-ar putea să aibă un loc în viitor, sub o formă sau alta. Deci, dau credit acestui uh, lucru, dar, așa cum am spus-o prin 2020. Vedeți-vă, eu nu cred, nu am crezut niciodată, și asta e problema a populației generale, a maselor să, cumpere, să se îmbogățească peste noapte. De fapt, schemul din spatele cripto din totdeauna a fost faptul că toată lumea a investit ca să se îmbogățească. Mie mi se pare pe față un mod de a manipula, de a convinge oamenii să cumpere ca să crească prețul ca să dea niște șmecheri cash out. Pentru că un cripto, din ce am observat, majoritatea nu au reușit să aibă succes, să facă bani, să crească în mod tradițional, și cripto pentru ei a devenit o nouă metodă, care știți foarte bine că e foarte volatilă. Cripto a urcat și a căzut într-un mod manipulat de către balene. Știu că acum mulți o să-mi spuneți că da, dar stai așa să vezi că intră instituțiile și cumpără statele și ok, probabil pe Bitcoin. În afară de Bitcoin, restul sunt vrăjeli. Pur și simplu, în cripto toată lumea nu a investit pentru că cred în tehnologie. Cum eu sincer am investit, că mi s-a părut tare proiectul Viitorul tehnologia la Elrond, EGLD, Multiverse X, pe care știți bine că i-am promovat. N-am primit bani de la ei niciodată, da, deci nu. Eu nu am fost plătit niciodată pe acest canal. Eu pe acest canal am primit bani de la Mintos am primit bani. Și am făcut comisioane de afiliere din uh, CryptoCom pentru de la cei care și au făcut carduri, pe care și astăzi am cardul, l-am folosit și mi-a adus profit și mi-a fost uh, de ajutor. În afară de comisioanele de afiliere de la CryptoCom, în afară de Mintos și în afară de, iar, comisionam am avut un comision de afiliere pe care l-am luat de la Elrond pentru că voi foloseați codul meu când vă înregistrați. Deci în afară de aceste comisioane, să le spun, și la Mintos era tot afiliere, Crypto.com tot afiliere, la Elrond era codul la tot afiliere. Eu, în afară de aceste coduri de afiliere, eu nu am primit o sponsorizare directă. Bă, vorbește despre asta și te plătim. Am primit invitații pe mail de la diverse platforme, să le reprezint, să le fac clipuri să am refuzat, nici, numai, nici măcar n-am răspuns pentru că nu credeam în ele. Am crezut în Elrond, destul de urbește ei, până la urmă, nu știu ce să zic, dacă pur și simplu au fost o victimă a sistemului cripto, ei încercând să facă ceva mai interesant am crezut în ei pentru că aveau două licențe de, de la băncile centrale, una din Portugalia și una de la BNR și părea foarte promițător totul. Părea legit. Era interesant. Dar când jumătate de echipă de la Eldron își cumpără Porsche 911 și când tot ce crezi că se va întâmpla și când toate promisiunile merg în jos și când piața merge în jos, odată cu o firmă care până la urmă a vrut să inoveze, să facă să dragă, încep să ai dubii. Și nu zic acum că Eldron de schem sau... Dar pur și simplu, problema principală în această industrie este că toți investesc azi ca să vândă mâine mai scump. Nu că sunt iubitori de tehnologie sau că tehnologia aia le-a schimbat viața. E destul de complicat ca o tehnologie cripto, wallet, platformă, ledger, cuvinte să folosească asta omul de rând. Omul de rând nu are nici cont la bancă. Sunt oameni care nu au cont la bancă. Pentru cei mulți dintre noi, să ai un cont bancar ceva banal. Am cont la BCR, la NG, la Libra, operez ușor, ai AI în aplicațiile astea, mi se pare foarte ușor de folosit, dar credeți-mă, sunt oameni și tineri care nu au cont bancar. Sunt oameni care nu au e-mail, sunt oameni care nu au WhatsApp, sunt oameni care nu folosesc aceste banalități până la urmă, care astăzi sunt ceva necesar. Cripto, la scară largă, nu știu ce să zic. Au fost, nu știu, foarte multă, foarte multă manipulare în. Peste tot, în media, TV, numai câtă manipulare, marketing și punere la cale a fost în schema Nordis, care a fost promovată și de influențări, și de televiziuni, și de diverse publicații online. Fiind o țeapă, credeți că în zona cripto nu poate fi la fel? Știu că foarte mulți m-ați criticat că, domne, tu sigur ai pierdut, dar nu recunoști. Am. Uh câștigat și am pierdut. N-am făcut un calcul la virgulă să văd unde mă situez. Simt că nici n-am pierdut, nici n-am câștigat mare lucru. M am pierdut timpul, asta clar, am pierdut timpul, timp de 3 ani, cred. 2021, 2020, bine, 2 ani. 2021, 2022, 2023 deja m-am cam retras. Zic eu că m-am retras aproape la, aproape la timp. Am uh, câștigat la Crypto.com afiliere bonificațiile de le-am avut din prin folosirea cardului, aprecierea croului. Am luat crow ăla la 3, la 7 cenți și l-am vândut pe la 45-50. Deci am făcut acolo, deci doar din Crypto.com. N-am pe telefonul ăsta, am pe celălalt telefon, login nu, Pur și simplu n-am, nu mai am numai acces la el, dar o să caut să, să vă arăt. Deci doar din Crypto.com am avut cashback plus afiliere, de la voi practic, da? În jur de 8.000 de euro. Apoi, doar din cumpărarea și vânzarea crow cumpărat jos, vândut sus, acolo am făcut o tranzacție profitabilă, au mai fost vreo 8.000 de euro. Deci doar din Crypto.com câștigul meu s-a învârtit pe la plus minus 15.000 de euro. Câștig. Vorbim de câștig aici. La Elrond am câștigat odată din staking vreo 20 și ceva de EGLD când era EGLD mai sus și din afilierea pe care am avut-o, e adevărat că asta a fost avantajul meu ca influencer, nu ca dacă eram un investitor obișnuit, nu puteam discuta de treaba asta, de încă vreo 20 ceva de gold. Deci vreo 50 de GLD au fost staking plus afiliere. La un preț mediu de cam 60, să zic, că am avut și la 200, și la 100, și la 80, și la 30, și la 50, nu știu câte media, dar 60-70, să zic. Mai sunt vreo 3000, plus minus. La Holoride și la Coat am câștigat. La Holoride am câștigat bilet l-am vândut când era scump, am luat coat, am făcut steak, am vândut steak-ul și am lichidat uh, anul trecut în 2023 când încă mai luam ceva pe ele. Și am lichidat pe vreo 4.000 de euro, 5.000 de euro. Când era nebunie, astea valorau aproape 20.000, 15-20.000. Nu le-am vândut, evident, cretin. Și am mai luat vreo 4.000. Asta au fost cumva un câștig, pentru că am câștigat acolo, am băgat acolo, m-am învârtit acolo, am mai făcut staking, am mai luat înapoi. Cu ce am făcut din stake, cred că vreo 5.000 acolo am câștig. La maimuțe, celebrele maimuțe. Cred că am băgat de la mine vreo 4.000 de euro, în jur de 4.000 de euro. Și am pierdut cam 3.000. U-Park, nu știu câți știți că mi-am băgat banii și în eu park am băgat vreo 2.000 de euro. Le-am și acum pe wallet și au ajuns aproape zero. Deci la U-Park am gaură 2.000 de euro. Și am mai făcut și un pic de trading, adică mai luam pe la 80, am mai vândut pe la 100, am luat la 50. Eu am cumpărat, ăsta a fost cumva norocul meu, eu am intrat în EGLD când era, prima dată am luat la 200, după aia am luat la 100 și după aia am luat cel mai mult, adică undeva la 100 de EGOLD am luat când a fost 50 și după aia s-a dus la 500 și eu pe drum spre 500 am mai vândut, am vândut vreo 4-5 la 500, am mai vândut 3-4 la 300, am mai vândut câțiva la 200 și după aia am vândut mult când era 120-140, am vândut, am jonglat acolo, luam din... Stake și ăștia am cam vândut. Și după aia m-am stabilizat. A, am investit în ride, da. Am investit în Ride ulterior, când am și vouă, că băi, mi se părea că interesantă. Am investit în ride vreo 2000 de euro, ăia sunt caput. Deci ăia sunt pierdere direct. Și trăgând linie la toată combinația asta, mai multe coat, extrageri, staking, crow, afilieri. Dacă trag linie, cred că sunt pe zero. Dar sunt pe zero. Admit. Sau datorită faptului că am avut aceste avantaje de afiliere la Elrond și la Elcamex și la Crypto.com. Deci doar afilierile mi-au adus vreo 15.000 cumulativ. Bani care, să știți că am declarat, în, am pus în declarația unică, în 2022 i am pus aproape 50.000, de 40 50000 de au pus, au fost puși în declarație unică cu totul, cu ce am scos, cu ce am învârtit, dar în 2023 am pierdut. Deci am câștigat în 2022, am pierdut în 2023, ceva de genul în linie, puteam să pierd mai mult. Dacă eram un om obișnuit care cumpăra de 50 de 50.000 în 2022, până astăzi, poate că pierdem toți banii. Din nou, eu nu am fost sponsorizat de nimeni din zona cripto. Pur și simplu asta am crezut. Am crezut. Am fost naiv. Am fost idiot. Eu mi-am exprimat părerile pe acest canal. Nu o să se înțeleagă ceva aiurea, ca și fi fost sponsorizat de țepari sau de nu știu cine. Nu. Deci pur și simplu n-am fost sponsorizat de nimeni. Și eu regret că am intrat în cripto. Trebuia să rămân eu cu minte, așa cum am spus în 2020, să rămân la investițiile tradiționale. Și eu sunt de părere că apropo așa, lăsând asta la o parte, ce am făcut eu și ce s-a întâmplat și experiența mea și ce pierderi și ce câștiguri am avut. Ideea este că toată lumea după halving spera acum că gata, că Bitcoinul se duce la 100.000. S-a dus la 70, all time high după care a căzut la 40, și acum este 60. Și dacă va mai fi vreo prăbușire, prăbușire pe burse, vreo criză, vreo nebunie, eu cred că înainte ca Bitcoin să se ducă la 100.000, eu cred că mai vine puțin pe la 10.000, 20.000. Deci, eu nu cred că prețul va sta aici stabil ca ulterior să ducă la 100.000 plus. Poate că va ajunge acolo la un punct, cândva, foarte riscant, foarte volatil, dar eu cred că înainte, mai trebuie să revină puțin jos. Mai ales că nu știu dacă ați observat cum reacționează Bitcoin și cum reacționează aurul, ele fiind uh, acum cumva corelate, aur și aur digital. Când porneau războaie, când erau scandaluri, când erau tensiuni în lume, aurul creștea, Bitcoinul scădea. Pentru că în continuare Bitcoinul este considerat un activ de risc. Acum probabil că o să-mi scrie alți uh, fani, când o să urce iară toate, iar o să intri în cripto. Nu, no. e un cripto nu mai intru. Poate să fie Bitcoin o mâine un milion și gâldău o mie. Eteru 10, chiar nu mă interesează. Pentru mine subiectul ăsta este închis. A fost închis anul trecut, de când am lichidat. La ultima lichidare, da, ultima lichidare pe care am făcut-o, am vândut 80% din EGLD, deci vreo 300 și ceva de EGLD am vândut anul trecut prin martie. Mai exact când au început să cadă băncile pe bandă rulantă, atunci au zis, bă, gata, out și am vândut EGLD-ul meu pe la vreo 45 de dolari. Deci mi-am lichidat eu vreo 12-13 mii, plus apoi coatul, plus ce am mai avut vreo 20 de mii am lichidat. Suma pe care eu am investit-o din, din banii mei a fost de vreo 50 de mi. 20 de mii mi-am recuperat doar anul trecut în martie. Și am mai avut vreo 40-50 de GLD, niște MEX, niște porcării, pe care și niște maimuțe pe care le-am lichidat în momentul în care, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, EGLD-ul ajunsese vreo 70 și atunci am zis tot ce mai aveam, out. Și am mai recuperat vreo 3, 4, 5 mii. Deci jumătate din investiția, investițiile mele în cripto le-am recuperat anul trecut prin lichidarea a ceea ce am mai avut. Și restul v-am zis. Am câștigat la aia, am scos la aia, am pierdut la aia. Trăgând linie, sunt pe acolo. Nu știu, oi fi pierdut 2-3-5 mii, oi fi câștigat 2-3-5 mii, oi fi pe 0 fix, habar N-am făcut calculul la virgulă, pentru că mi-e destul de greu să fac la virgulă, aș pierde o grămadă de timp și tot nu cred că aș afla exact cât am pierdut sau cât am câștigat. Eu simt că sunt pe acolo, nu știu, aici e 0, aici e minus, aici e plus, nu știu, sunt în intervalul ăsta, nu știu pe unde sunt, dacă am câștigat, am pierdut sau sunt chiar pe 0, deci chiar nu știu să zic exact. Am așa o idee că am câștigat la, -aia, am pierdut la, -aia, am câștigat la, -aia, am pierdut la altă. Și cam asta este. Mai transparent de atât. Și mai sincer de atât, nu cred că pot să fiu. Aștept părerea voastră în comentarii. Ne vedem în următoarele episoade.